am început să vorbim, să studiem și să ne rugăm pentru problemele care astăzi devin din ce în ce mai arzătoare, mai presante, și anume despre ecologia noastră care se destramă văzând cu ochii, despre oameni care trag semnale de alarmă, despre oameni cărora le este frică, le este teamă de ziua de mâine, semne de primejdie se arată peste tot. Există persoane care spun, oameni de știință care spun 10 ani de zile și va fi prea târziu. Numai 10 ani de zile și va fi prea târziu. În dimineața aceasta aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră un imn al creației și un imn al ecologiei. Vă rog, faceți efortul acesta și deschideți cu mine Scriptura. În Psalmul 104. Și deși noi ne-am obișnuit cu citate mai scurte, dați-mi voie ca să citesc întregul psalm. Încă o dată, este o cântare a pământului acestuia. Și veți vedea că în timp ce vom studia în dimineața aceasta, această cântare ne va fi de mare folos. Binecuvintează suflete pe Domnul, Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție, te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cord, cu apele îți întocmești vârful locuinței tale, din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului, din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Spuneți-mi repede, cine citează versetul acesta în Noul Testament? Poftiți? În Evrei, Apostolul Pavel. Lucrul acesta mă face să înțeleg că psalmul acesta, pe care noi nu-l prea citim de obicei, pentru care de-a face cu apele, cu pământul, cu problemele astea, parcă nu legate de suflet, psalmul acesta a fost citit de multe ori de David, iertați-mă, de Pavel, și înțeles de Pavel în sensul planului de mântuire. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Rețineți. Da? Cine zice asta? Bun. Tu l-acoperisești cu adâncul, cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți, pogorându-se în văi până la locul pe care îl hotărâsești tu. L-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă și să acopere pământul. De ce să nu se întoarcă și să nu acopere pământul? La ce se referă? La potop, mulțumesc. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi, ele curg printre munți, tu adăpi la ele toate fiarele câmpului, în ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Vreau să vă întreb, dacă omenirea ar fi privit natura și planeta aceasta așa, vă rog să-mi spuneți, cum ar fi fost pământul acesta? Să-l fi privit așa, să-l fi înțeles așa, să fi urmărit mâna lui Dumnezeu pe fiecare munte, pe fiecare pârâu, pe fiecare deal, pe cer și pe țărână. Cum ar fi fost? Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Cine se ocupă cu hrana? Dumnezeu. În ultima vreme, de când m-am născut eu, am fost învățat că partidul se ocupă cu hrana. Așa mi se spunea. Partidul se ocupă cu cum bate vântul, cu apa, el umbla cu irigațiile și așa mai departe, el ne împărțea hrana la toți și așa mai... Așa am fost învățați. Ce surprinzător să citesc aici că din vechime oamenii știau altfel. Mă rog, astăzi sunt alte partide. Nu e același partid, da? Dar omul a început să se ocupe din ce în ce mai mult de lucrurile astea. Nu le mai lasă lui Dumnezeu. Deci, versetul 14, pământul se dea hrană, vin care înveselește inima omului, un de lemn care îi înfrumusețează fața și pâine care întărește inima.
Până și de cosmetice se ocupă Dumnezeu. Nu știu dacă ați înțeles treaba asta, dar vă recomand cosmeticele acestea mai mult decât cele din magazin. Da? Încercați cu ulei. Se udă copacii Domnului, cer din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri. Încă o dată, cât de mult nu gândesc eu așa? Cât de mult nu mă gândesc eu la lucrurile astea? Vă gândiți oare la iepurii care locuiesc pe aici sau la măgarii sălbatici care circulă prin Rice Canyon? El a făcut luna ca să arate vremurile, soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă, își cer hrana de la, ziceți, de la Dumnezeu. Cine cere hrana de la Dumnezeu? Puii de lei, dar nu oamenii. Oamenii au învățat că pâinea vine de la fabrică. Omul face șurupuri și în schimbul șurupurilor cumpără franzelă. De unde vine franzela? De la șurupuri. Leii știu altceva. Da? Când răsare soarele, ele fug înapoi, se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său, la munca lui până seara. De ce schimbare de populație? Noaptea este populația sălbatică, ziua este populația umană. Fac cu schimbul. Nu se încurcă, nu intră în conflict datorită guvernării lui Dumnezeu. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne, Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo, pe ea, umblă corăbile și în ea stă leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă să le dai hrana la vreme. Încă o dată, cine dă hrană? Cine dă mâncare? Dumnezeu nu are nevoie de inginerie genetică pentru ca să facă roșii puțin mai rotunde și mai multe ca să dea de mâncare la mai mulți. Nu are nevoie să extragă din resursele complexe ale vieții, eu știu, produse cât mai înguste, din care să se facă din făină albă, din făină neagră, din făină intermediară și tot felul de lucruri. Dumnezeu le pune pe toate la oaltă și când îți dă pâine, le are pe toate împreună și e binecuvântată și e bună și miroase acasă. Toate viețuitoarele te așteaptă, Doamne. Să le dai hrana la vreme. Le-o dai Tu, ele o primesc. Îți deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătățile Tale. Îți ascunzi Tu fața, ele tremură. Le iei Tu suflarea, mor și se întorc în țărână. Îți trimiți Tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. Amin. Frații mei, e o revelație extraordinară care încearcă să ne formeze mintea, să cugetăm. Florile astea nu sunt înaintea noastră doar de dragul de a comemora sau de a marca anumite sărbători. Nu. Florile astea sunt înaintea noastră să ne inspire în legătură cu frumosul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Luați-vă timp de fiecare dată și nu vă uitați la buchet, nu întrebați al cui e. Uitați-vă la o floare și spuneți-mi ce îi lipsește. Ce îi lipsește? Nimic. Ba da, îi lipsește o mână ca să ofere. Dar și mâna asta există, pentru că Dumnezeu a oferit-o. E o mână pe care nu o vedem, dar este o mână în spatele fiecărei flori cu care ne întâlnim pe potecile noastre.
Opriți-vă, vă rog. Opriți-vă în dreptul florilor și întrebați-vă, de ce, Doamne, ai pus-o aici? Profesorul Falovechi spunea la un moment dat în cursurile lui, zice, aleargă oamenii în stânga și în dreapta, fug peste tot. Și în iureșul acela se aude un clinchenit și toată lumea se oprește ca să găsească banul care a căzut din buzunarul cuiva. Dar nimeni nu se oprește la floarea de păpădie care este între două dale de piatră și pe care toți o calcă în picioare. De ce leul e mai bun decât o floare căreia nu-i lipsește nimic? De ce? Dacă am înțelege mâna lui Dumnezeu în spatele fiecărei aceste minuni, atunci am devenit mai buni, am devenit mai frumoși, am devenit mai deosebiți. Nu credeți? Potopul. De ce a venit potopul? De ce Dumnezeu a hotărât să strice tot ce era frumos și era superb, era plăcut? E ca un artist care, după ce și-a dus la capăt opera lui de artă, se întâmplă ceva și ia opera de artă și dă cu ea de pământ și o face țândăr și te întreb, ce s-a întâmplat? Vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat? De ce a venit potopul? De ce? Haideți! Așa este. Înclinațiile și gusturile noastre naturale au fost în mod divin stabilite și atunci când au fost date omului, erau curate și sfinte. Asta a fost opera. Intenția lui Dumnezeu a fost ca rațiunea să domine poftele și ca acestea să lucreze pentru fericirea noastră, nu pentru distrugerea noastră. Atunci când sunt puse în ordine și controlate de o minte sfințită, ele sunt închinate Domnului. Așa a fost la început. De ce a dat Dumnezeu cu toate lucrurile de pământ și s-a numit potop? Așa cum ați spus, toate gândurile au ajuns să se deterioreze într-un mod irevocabil. Cu alte cuvinte, nu mai puteau să fie reparate. A înțeles omul? A înțeles omul? Legătura asta între condiția umană, între virtutea, între noblețea umană și între soarta lumii, această legătură între cele două, a fost înțeleasă sau nu? Dați-mi voie să citesc. Urmașii lui Noe s-au hotărât să zidească o cetate. În ea să înalțe un turn uluitor de înalt, așa încât să devină o minune a lumii. Frumos până aici? Frumos? Aparent frumos. Auziți, această lucrare era menită să împiedice împrăștierea oamenilor în colonii. Cine hotărâse împrăștierea oamenilor? Dumnezeu. Și pentru ca nu cumva să se împrăștie, i-au zis, vom face o minune a lumii care să țină aici, ca o vraje, pe toți oamenii care ar vrea să plece în altă parte. Să nu poată să plece pentru că nu pot să plece de la, ziceți, de la oraș. Nu poți, cum să pleci de la oraș? Acești constructori ai Babelului erau hotărâți să-i țină pe toți ai lor uniți într-o societate, să întemeieze o monarhie, deci au inventat și
acest fel de conducere. Până atunci, acest fel de conducere nu fusese încă pus în practică. Ei au hotărât să înființeze această monarhie ca în cele din urmă să stăpânească, poftiți, întregul pământ. Se numește, ziceți, globalizare, mulțumesc. Se numește globalizare. Se începe undeva, se construiește ceva, un miraj fantastic, este semnul puterii, toți oamenii se centrează pe monumentul acela, pe punctul acela, pe centrul acela și după aceea urmează întregul pământ să se mire după fiară, spune Sfânta Scriptură, aici după Babel. Astfel, cetatea lor avea să devină metropola unui imperiu universal. Gloria ei avea să stârnească admirația și omagiul lumii, să-i facă vestiți pe întemeietorii ei. Turnul acesta magnific, ajungând până la cer, trebuia în adevăr să stea ca un monument al puterii, al înțelepciunii constructorilor lui, perpetuând faima lor până la cele din urmă generații. Până când trebuia să rămână Babelul? Până la ultima generație. Care e ultima generație? Vorbim de ultima generație. Până vine Iisus Hristos. Până acolo Babelul trebuie să își întindă tentaculele lui. Locuitorii din Câmpia și Near nu credeau în legământul lui Dumnezeu, că El nu va mai aduce un alt potop pe pământ. Foarte ciudat. Inițial, n-au crezut că va veni potopul. Așa e? Au zis, Dumnezeu e prea bun? E mult har? Nu va veni potopul. După ce potopul a venit, după aceea Dumnezeu le-a spus, am pus anumite hotare a apei ca să nu mai vină încă o dată pe pământ, cum am citit în Psalmul 104. Și au zis, nu se poate. Va mai veni? Rezultatul? Poftiți? Rezultatul a fost teama, teroarea. Între ei era teamă și teroare. Am citit data trecută textul care spune să locuiți în țară fără frică. Ei locuiau în țara lor sub teamă. Totuși, mulți dintre ei tăgăduiau chiar existența lui Dumnezeu și puneau potopul pe seama unor cauze naturale. Erau oamenii de știință din ziua de azi. Avem de-a face cu două categorii. Oamenii religiei care țin cont de Dumnezeu, dar nu cred ce spune Dumnezeu și le este teamă că s-ar putea întâmpla. Și oamenii de știință care nu cred în Dumnezeu, ca urmare nu cred în cuvântul lui și cărora tot le este teamă că se va întâmpla. Ei sunt uniți în teamă, cele două categorii, fără discuție. Alții credeau într-o ființă supremă și credeau de asemenea că ea a fost aceea care a nimicit lumea dinainte de potop. Și inima lor, ca și acea lui Cain, s-a răsculat împotriva lui. Au ajuns la concluzia că, domnule, dacă există Dumnezeu și dacă a adus potopul, trebuie să fie cum? Rău. S-au răsculat împotriva lui. Trei categorii până acum. Toate existente până în ziua de azi. Toate. Le recapitulăm sau nu-i nevoie? Punctul 1. Unii care credeau că există Dumnezeu, dar care nu credeau promisiunea lui că nu va veni potopul. 1. 2. Alții care credeau că nu există Dumnezeu, erau oamenii de știință. Mulțumesc, oamenii de neștiință. Oamenii de neștiință care ziceau, domnule, dacă a fost, va mai fi. Și a treia, unii credeau într-o ființă supranaturală, dar care au interpretat potopul ca fiind rezultatul nu al păcatului ființei umane, ci al răutății lui Dumnezeu. Spus că Dumnezeu e rău. Trei categorii. Unul dintre scopurile pe care le urmăreau prin construirea turnului era și acela de a avea un loc de scăpare în eventualitatea unui potop. Dom'le, facem o treabă tare și chiar dacă ar veni potopul, vreo 2-3 tot or să scape și în loc de corabia lui Noe, o să avem
Turnul Babel. Ăsta este noua corabie. Apropo că am ajuns la corabia lui Noe, ce ziceți, de ce nu s-au suit oamenii în corabia lui Noe? Poftiți? N-au crezut. Mulțumesc. Altceva? De ce nu s-au suit în corabia lui Noe? Le plăcea stilul lor de viață. Mai aveți un răspuns? N-au vrut. Fraților, nu s-au suit pentru că n-avea cârmă. Cârmă! Păi tu te sui într-o corabie fără cârmă și vrei să spui că va trece și... Deci, din punct de vedere științific, corabia aceea trebuia să se scufunde la al treilea val care apare. Din punct de vedere al conducătorului, avea o fereastră unde? În tavan. Dumneavoastră ați văzut vreodată până acum, în afară de submarine, vreo corabie care, sau vreun vapor care să aibă câmpul lui vizual în tavan? Ați văzut așa ceva? Nu există. Corabia lui Noe era un vehicul împotriva oricărei științe la vremea respectivă și la vremea de azi. De ce s-a suit Noe în corabia aia? Pentru că Dumnezeu îi promisese că va conduce el corabia. Corabia lui Noe a creat o imposibilitate la vremea respectivă. Pentru orice minte rațională. Era imposibil, a fost imposibil ca acea corabie să semene cu o posibilitate normală de a scăpa dintr-un potop. Nimeni nu putea să circule cu un alt fel de vas nici pe o apă liniștită. Dar păi dacă venea furtuna. Deci, căutau scăpare pentru eventualitatea unui potop. Construcția urma să aibă o înălțime mult mai mare decât s-a ridicat apele potopului, iar ei credeau că în felul acesta vor fi în afara oricărui pelicol, iar prin faptul că aveau să fie în stare să se înalțe până la nori, ei sperau că vor putea descoperi cauzele potopului. Este clar laborator. Unde aveau de gând să-și pună laboratorul? Da? Ar fi trebuit să fie un laborator științific pentru ca să vadă direcția vântului, umiditatea, mișcările de mase de aer și așa mai departe. Cum vi se pare? Nu erau deștepți. Erau deștepți, dragii mei. Întreaga lucrare avea ca scop să înalțe mai presus mândria celor care l-au proiectat și să depărteze de la Dumnezeu mințile generațiilor viitoare. Ce era turnul Babel? O trambulină, frații mei, care urma să direcționeze mințile tuturor spre orice altceva, numai spre Dumnezeu, nu. Înțelegeți, nu e doar o construcție, e o filozofie, e un mod de a gândi, e o cale pe care lumea merge sau nu. Dumnezeu a dorit să ofere o lecție. Și oamenii au transformat lecția într-un fel de filozofie care le convenea lor. Atâta tot. Și începând de la Babel, lumea a început să gândească în felul acesta. De atunci. În întâlnirea noastră anterioară am vorbit despre faptul că Ilie, de asemenea, când răutatea poporului a ajuns destul de mare, răutatea poporului Israel, a cerut din partea lui Dumnezeu să facă ceva cu poporul și a cerut să fie secetă și să nu plouă timp de 3 ani și jumătate. Întrebarea de aseară, vreau să recapitulăm puțin, a înțeles poporul?
A înțeles poporul că nu plouă din cauza că nu au slujit lui Dumnezeu. Rezultatul s-a văzut când la sfârșitul celor 3 ani și jumătate Ilie s-a urcat pe muntele Carmel și acolo, pe vârful muntelui Carmel, a descoperit situația pe care o știți. Un altar plin de daruri, de flori, de donații și așa mai departe, care se numea altarul lui Baal, și dincolo de el, la oricare distanță, a descoperit câteva pietre împrăștiate, care se numea altarul lui Jehova. Când a fost dărâmat altarul lui Jehova, niciunul dintre poporul Israel nu a venit acolo să spună: stați, nu faceți treaba asta. Tot poporul a încrucișat mâinile și a zis: ok, dacă așa e, așa a zis șeful, așa facem. Șeful era Izabela la vremea respectivă. Foarte interesantă această încrucișare a mâinilor, care se vede și mai târziu, când Ilie îi provoacă pe toți și spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și tot poporul a tăcut. A fost o liniște masivă. Brațe încrucișate și tăcere. Asta era situația poporului în fața abrutizării. Au înțeles? Spuneți-mi ce a făcut regele în situația aceasta. Vă amintiți? Ahab. Oameni buni, e secetă. El trebuia să se îngrijească de forța armată a regatului său. Avea cai de întreținut. Nu mai avea apă pentru cai. Nu mai avea pășune pentru cai. Ce a făcut? Vă amintiți? A cutreierat toată țara pentru a găsi cumva soluții la problema asta. A găsit soluții până la urmă? A găsit! A trecut cu bine prin seceta lui Dumnezeu. A trecut cu bine prin criză. A trecut cu bine. La sfârșitul celor 3 ani și jumătate, ce a zis? Am scăpat și de asta. Uite că am fost deștepți. Uite că am fost pricepuți, vezi? Important este să nu te lași. Important este să muncești. Important este să te străduiești. Și găsești soluții, domne, lasă. Dumnezeu te bate în stânga, în dreapta, dar tu găsești soluții. Pocăință? Nu. Pocăință, nu. Frații mei, așa a fost și la potop. Ne vom găsi soluții. Ne vom face un laborator la nivel stratosferic și vom vedea acolo care sunt soluțiile și problemele. De departe și de mult, crainicii vremii ne vor spune: vedeți că se apropie ploaia, și vom ști și vom lua măsurile de rigoare. Vedeți că se apropie potopul și vom ști și ne vom pregăti. Vom fi pregătiți de aici înainte. Asta este tendința omului. Dumnezeu adusese potopul pentru ca să-i pocăiască, iar tendința omului a zis: dacă a venit potopul, vom fi mai deștepți. E mare diferență. Tot ceea ce am spus până acum este o introducere, de fapt, pentru ca să venim rapid de tot la vremea prezentă. O să rog media să-mi pună primul slide. Zilele acestea, perioada de 4 octombrie, la Roma, s-a semnat un apel, de fapt, care pregătește terenul pentru întâlnirea COP26 de la Glasgow. Va fi o întâlnire crucială care va redirecționa gândirea globală, planetară, într-un efort susținut, extraordinar, de salvare a planetei. Vom vedea zilele viitoare, începând de la 1 noiembrie, ce va aduce politica, ce va aduce, eu știu, societatea noastră. Dar deocamdată, ce s-a întâmplat pe 4 octombrie? Oamenii de știință și oamenii credinței, adică oamenii religiei, au fost chemați împreună la Roma. Începând de la 1 ianuarie până în octombrie, s-au purtat discuții permanente cu oamenii de știință, cu reprezentanții religiilor mondiale,
cu reprezentanții guvernelor pentru a crea o agendă pentru această întâlnire. Pe data de 4 octombrie s-a semnat un apel care reprezintă baza lucrărilor de la Glasgow, din Scoția. Urmând puțin ceea ce s-a semnat acolo, iată câteva din ideile prezente. Punctul numărul 1. Față în față cu provocările casei noastre comune. Foarte frumoasă titulatură. Cum este numit pământul? Cosa noastră. Casa noastră. E foarte interesant lucrul ăsta. Foarte interesant. Unde ne-i casa? Aici. N-am nicio problemă dacă treaba asta ar fi spus-o, eu știu, un ateu. Dar dacă treaba asta o spune un om al religiei care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Scriptură, am o problemă, și anume, aș vrea să știu, aș vrea să învăț din cuvântul lui Dumnezeu. Casa mea nu-i aici. Evrei, capitolul 11, spune că ei așteptau cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Aia e casa mea. Trec pe aici în fugă, e un examen într-o existență tranzitorie de câțiva ani de zile în care eu îmi stabilesc traseul, unde merg, spre Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Clar, atât. Dar casa mea nu e aici. Să vă doară când citiți astfel de expresii în documentele vremii. 2. Noi nu suntem stăpâni peste rezerve inepuizabile, spune respectivii, și ca urmare, noi ajungem să terminăm rezervele acestei planete. Încă o dată, mai avem cât? 10 ani, spun ei, și va fi prea târziu. Nu vom mai putea redresa planeta aceasta. Adică, pe ultima sută de metri, iată pe cineva care pune mâna pe cârmă și întoarce cârma în altă direcție, pentru că unde mergem acum ne vom lovi frontal și ne vom autodistruge. Da? Foarte, m-aș opri aici. Cum vedem lumea noastră? Ca fiind o lume a belșugului sau o lume a rezervelor pe ducă? Cum o vedem? Poftiți? Cum o vedem? Vreau să vă spun că oamenii ăștia au dreptate în ceea ce spun ei. Din punct de vedere al științei, se termină. Ce se termină? Toate. Metalele grele, metalele ușoare, toate se termină. Se termină combustibilul fosil, se termină. Toate sunt epuizabile, nu sunt inepuizabile. Și totuși, citeam aseară și dați-mi voie să mai citesc o dată. Levitic 25. Dumnezeu zice așa. Aveți grijă. Versetul 23. Țara este a mea. A cui e pământul? E al meu, spune Dumnezeu. Versetul 20 și 21. Dacă vei zice, ce vom mânca în anul al șaptelea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge roadele? Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea și pământul vă va da roade pentru... Adică întrăit. Pământul vă va da roade întrăit. Cine hotărăște cum dă pământul roade? Faptul că resursele se epuizează nu este un semn neapărat că se epuizează binecuvântarea. Noi putem vorbi de climate change, putem vorbi de schimbări
dramatice, încălzire globală și așa mai departe. Putem vorbi despre toate acestea, dar vă rog frumos, vorbiți despre toate acestea în lumina faptului că țara e a lui Dumnezeu și că binecuvântarea e a lui Dumnezeu și că Dumnezeu poate binecuvânta un metru pătrat de teren să dea recoltă cât nu ne putem imagina. Cu toate acestea, dacă există această amenințare, amenințarea se datorează faptului că Dumnezeu spune: problema nu este în pământul vostru, problema este în binecuvântarea mea. Mai departe, suntem responsabili, noi suntem responsabili pentru vindecarea planetei prin folosirea cunoștințelor științifice și a înțelepciunii religiei. Și aici vă rog frumos să fiți atenți în ultima parte. Care sunt metodele de refacere? Știința și religia, pentru prima dată știința și religia vin împreună. E corect? Așa ar trebui să fie. Numai că nu poți să spui că aduci împreună știința și religia câtă vreme știința spune că noi am evoluat, iar religia spune că noi am fost creați. Cum le poți uni pe astea două? Până la urmă, unul dintre concepte trebuie să se adapteze celuilalt. Ce vom adapta? Evoluția sau creaționismul? Avem probleme serioase la capitolul acesta. Noi unim ce nu se poate uni. Din cauza asta trăim într-un moment paradoxal în care nu mai gândim drept. Putem trăi și așa. Papa Francisc la un moment dat spunea: important e să ne unim întâi și pe urmă vom rezolva noi problemele divergente pe măsură ce vom merge mai departe. Adică pe traseu. Important e să fim uniți și pe traseu vedem noi ce facem. Dar nu putem să stăm despărțiți până când ne vom uni, pentru că ia forever, pentru nu ne mai înțelegem. Păi și pe drum când ne vom uni? Tot așa? Forever? Adică niciodată? Schimbarea climei cere efortul comun în următorii 10 ani. Doar 10 ani, am vorbit despre lucrul acesta, doar 10 ani ne mai sunt ca la dispoziție. Se propun zero emisii de carbon. Trebuie să aducem societatea la nivel preindustrial. Dumneavoastră știți ce vorbim acum? Trebuie să aducem societatea la nivel preindustrial. Cum era atunci? Era evul mediu. Era evul mediu. Mi se spune în documentul acesta ONU că pentru salvarea planetei noi trebuie să ne întoarcem înapoi la condițiile evului mediu. Va fi așa sau nu? Din evul mediu ne-au scos protestanții, oamenii Scripturii, care au pornit de la ideea că pământul nu este un loc cu condiții limitate, ci este un loc unde Dumnezeu binecuvintează. Și dacă Dumnezeu binecuvintează, în lumea asta este ce? Este cum? Este belșug! Și au mers pe ideea că există belșug și au format o țară a belșugului, care este America. Țara aceasta a fost o țară a belșugului, nu ca risipă, ci a fost o țară a belșugului ca binecuvântare. Nu vreau să spun că nu greșim astăzi. Nu vreau să spun că unde am ajuns acum nu este rău. Nu despre asta vorbesc, ci vorbesc de unde am plecat. De unde am plecat? De acolo am plecat, de la faptul că pe pământul acesta există belșug. Dacă pământul acesta ar fi ascultat de Dumnezeu, atunci rezultatul ar fi fost că miliardele de oameni de astăzi ar fi putut să trăiască decent și în belșug, dar sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreți să citim din nou Leviticul 25? Auziți? Versetul 18, mai departe: împliniți legile mele, păziți poruncile mele, împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Fără frică de ce? Fără frică de bombă atomică, fără frică de shortage, fără frică de faptul că nu vom avea ce mânca, nu vom avea ce îmbrăca, nu vom avea cum să ne mișcăm. Ascultați de mine și veți locui fără frică în țară. Țara își va da roadele, veți mânca din ele, vă veți sătura și veți locui din nou fără frică în țara aceasta.
Asta era planul lui Dumnezeu. Noi am pornit din altă perspectivă și am zis, nu, stai puțin, că n-avem ce ne trebuie. De ce n-avem ce ne trebuie? De ce priveam că toate lucrurile sunt aproape gata, sunt pe terminate? De ce? Pentru că nu-L vedeam pe Dumnezeu ca fiind acela care oferă binecuvântările Lui. Noi credeam că noi suntem responsabili cu binecuvântările. Am citit mai devreme. Suntem responsabili pentru planeta aceasta. Sigur că suntem responsabili ca administratori, dar cel care furnizează bogăția, efectul binefăcător în această lume, în această planetă, este Dumnezeu. Stabilirea temperaturii la 1,5 grade Celsius peste nivelul din nou. Ce nivel? Preindustrial, din nou, în medieval. Din nou acolo. Fraților, nu că e bine ca planeta să se încingă. Nu despre asta este vorba. Dar vă rog să urmăriți întotdeauna că de fiecare dată când omul a încercat să rezolve problemele, el a ajuns să construiască un Babel. De fiecare dată când a vrut să găsească soluții, soluțiile au fost Babelul nostru. Aici este un alt Babel. Nu știu dacă observați ce scrie pe turnul acesta. În numele cui se ridică turnul acesta? Pe cine reprezintă? Vă las să vă gândiți. Țările bogate trebuie să finanțeze schimbările necesare pentru lumea a treia. Adică lumea a treia n-are bani. Și atunci cine trebuie să plătească lumea a treia? Poftiți? Cei bogați, adică de acum încolo dumneavoastră veți plăti Senegalul, veți plăti, cine mai doriți să plătiți? Etiopia, mulțumesc, altcineva, mai vreți? Veți plăti serios de acum înainte, astfel încât toți să fim, ziceți, toți să fim egali, adică tot atât de săraci. Tot atât de săraci. Dumnezeu a vrut neapărat să ofere pământului acestuia și civilizației și lumii noastre modele frumoase. Modele frumoase. De asta la Ierusalim a creat un model de existență, de disciplină, de frumos. Și spune Dumnezeu, tot pământul va dori să se suie la Ierusalim sau la Sion, pentru că acolo se manifestă ce? Slava. Pământul acesta are nevoie de slavă. S-a întâmplat ceva ciudat cu mine. Câtă vreme stăteam în România, aveam impresia că mai există Eden pe pământul acesta. Și știți unde mi l-am pus eu? În America. Mă. Când am venit aici, am descoperit că aici nu e Edenul. Și spre surpriza mea, lumea a devenit tristă. Pentru că am descoperit că nu mai e Eden pe pământul ăsta. Nu mai e Eden. Dumnezeu a vrut să ofere modele de existență, să ofere Edenul pentru mințile noastre ale tuturor. În momentul în care noi distrugem aceste puncte de reper, aceste puncte de educație, aceste puncte de a dori să fie așa, în momentul respectiv toată lumea va cădea la nivel de submediocru, nu va mai dori nimic, toată lumea va mânca și va bea, dar nu va ști ce e frumosul, nu va ști ce este excepționalul, nu va ști ce e sfințirea. Pentru că sfințirea este păstrarea excepționalității între oameni. Țineți minte, rețineți, sfințirea este modul de păstrare a excepționalului între noi. Ni se cere să avem atenție specială religiilor indigene. Cu alte cuvinte, religiilor păgâne. Wow! Unii vorbesc despre o nouă religie, acest ecumenism în care păgânismul se amestecă cu creștinismul, creștinismul de nu știu câte feluri se amestecă și el. Să ținem minte, cuvântul lui Dumnezeu spune că în această ciorbă creștină este și anticrist. În 2014 a apărut pe YouTube un video care avea, era o conferință aici în America, în care erau chemați profesorii să asiste la o întâlnire de tipul nu LGBT, dar QNN, și vreo 15 litere era. Și Tucker,
într-o emisiune, întreba pe respectivul, ce vrea să spună ăștia 15 litere, că noi nu știm 15 litere, ci pentru ce stau fiecare? Și ăsta zice, știi ce? Asta demonstrează că nu ne interesează ce reprezintă. Nimeni. Vrem doar tot să fim împreună. 15, 20, nu contează cine ești. Trebuie să fim împreună. Se numește ce? Toleranță, unire, ce vreți dumneavoastră. Rezultatul? Frații mei, mai există ceva rău pe lumea asta? Ceva care trebuie să fie evitat? Ceva cu care nu mă pot uni? Mai există? Nu! În momentul în care există confuzia aceasta și nu știu cu cine mă unesc, să vină toți, că ne unim împreună, înseamnă că nu există nimic rău pe pământul acesta. Toți ne putem uni, toți putem să fim împreună, toți! Și ajungem să nu mai înțelegem de ce Dumnezeu spune fugiți de rău și lipiți-vă tare de bine. Treaba asta nu mai există. Atenție specială religiilor păgâne sau indigene, ele formează miezul preocupărilor de astăzi. Ultimul punct. E nevoie de schimbarea modului de hrană. Și aici o să vă uitați la mine puțin ciudat. O să vă uitați la mine puțin ciudat. Pentru că ei spun felul nostru de hrană să fie mai puțin ofensiv, cu alte cuvinte să fie mai vegetarian, mai vegan. Și evident, noi am fost învățați de multă vreme așa. Dragii mei, mă opresc aici. Am în fața mea o carte numită Temperanță. Știți când a fost scrisă? Toate lucrurile astea au fost date de Dumnezeu în mâna poporului său cu peste 100 de ani înainte. Și poporul său ce a făcut? Au închis-o și a pus-o în bibliotecă. Dacă noi am fi pus în aplicație această carte, învățăturile lui Dumnezeu în legătură cu temperanța, noi am fi fost înaintea acestor oameni ca factor deschizător de drum. Am fi putut să aducem lumină cu mult înainte ca religiile orientale să vină să aducă lumină, pentru că tot programul acesta e plecat din religiile orientale. Tot, absolut tot. Evident, există și motivații creștine, justificări creștine, dar inițiativa a fost a religiilor orientale. Am fi putut face mult. Dar în timp ce Dumnezeu ne-a vorbit nouă, noi am privit cu dispreț, cu lipsă de încredere, cuvântul lui Dumnezeu care ne cerea ca noi să fim cei din tâi care facem lucrurile astea. Vreau să vă întreb, nu regretați? Nu vă pare rău? Ați avut posibilitatea asta. Am avut-o toți. Am ratat-o. Cartea este aici, este mărturie pentru noi. Într-o zi Dumnezeu ne va pune față în față cu ea și ne va arăta, ne va demonstra clar ce am neglijat. Până nu este prea târziu, vă rog tare mult, reconsiderați această poziție. Întindeți mâna în bibliotecă, faceți gestul acesta și deschideți cartea, citiți-o, rugați-vă, aplicați-o în viață. Este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi înainte ca oamenii să spună că ei au inventat lucrurile astea. Haideți să ne uităm puțin la istorie. Scurt de tot, sunt doar vreo 4 slide-uri și vom încheia. Declarația ONU din 22 aprilie pentru ziua Mamei Pământ. Ce vă spune mama, titlul ăsta, Mama Pământ? Poftiți? Ce vă spune treaba asta? Reînvierea cultului fertilității, reînvierea... Cum se numește treaba aia în care Dumnezeu e în copaci, în plante, în...
panteismului, reînvierea panteismului, tot ceea ce este aici. Este o inspirație din necreștin, din nebiblic. Terminologia, modul în care sunt scrise documentele ONU la vremea aceasta, au în ele pecetea păgânismului, unei lumi necreștine. Ceea ce înseamnă că cei ce educă în momentul acesta mințile înalte la nivelul planetei acesteia nu sunt creștinii, ci sunt necreștinii. Filozofia necreștină, ideologia hindică, budismul și așa mai departe fură mințile oamenilor, în timp ce creștinismul stă în banca lui și nu zice nimic. Aveam posibilitatea să fim lumina lumii. Tot ceea ce ei au oferit ca și lumină, o aveam noi înaintea lor. Iată documentul, mă rog, Mama Pământ ne cheamă la acțiune, natura suferă, oceanele sunt pline cu plastic, ele devin din ce în ce mai acide, temperaturi extreme, incendii și inundații, cum și depășirea recordului în sezonul uraganelor de pe Atlantic afectează milioane de oameni. Acum suntem confruntați cu COVID-19, o pandemie terestră legată de sănătatea ecosistemului nostru. De unde vine COVID-19? De la probleme de mediu, sigur că da. Schimbările climatice, schimbările produse de om în natură, ca și crimele ce afectează biodiversitatea, ca despăduririle, sărăcirea solului, agricultura intensivă și producția animală forțată, cresc riscul de transmisivitate a bolilor infecțioase de la animale la om, bolile zoonotice, precum și COVID-19. Restaurarea ecosistemelor afectate va soluționa sărăcia, schimbările de climă, va preveni extincția în masă. Decada Națiunilor Unite a restaurării ecosistemului, lansată oficial odată cu Ziua Mondială a Mediului 2021 pe 5 iunie, a fost, ne va ajuta să oprim, să refacem degradarea ecosistemelor pe fiecare continent și ocean. Dar vom reuși doar dacă ne facem fiecare partea. Noi ducem această luptă împreună cu mama noastră Pământ. Semnătură. Jos. Unde suntem? Laudato si. Francis scrie în această enciclică: renoiesc așadar apelul meu să ne îngrijim de mama noastră Pământ. Acum, îi înțeleg pe ea de la ONU, n-au prea multă religie. Dar Papa Francis este conducătorul religios al lumii noastre. Teoretic. Sper din tot sufletul să nu conducă și biserica asta, da? Așa se întâmplă. El spune, renoiesc apelul meu să ne îngrijim de mama noastră Pământ. Mă, fraților, unde mai e bruma de creștinism pe care o știm? Când Dumnezeu spune, tot pământul este al meu, eu sunt Dumnezeul Creator. De unde până unde? Mama e feminină pentru ca tatăl să fie masculin. Cultul fertilității din nou prezent aici. Feminismul în modalitatea lui de promovare este prezent în locul acesta. Spuneam și altădată, apare în Trinitate sub ideea Fecioarei Maria, apare aici în creație sub ideea de Mama Pământului, Mama Pământ. Toate astea sunt aici, le puteți vedea. Să învingem ispita egoismului care ne face prădători ai resurselor, corect? Sigur. Să cultivăm respectul față de darurile pământului și ale creației, corect? Sigur. Vă rog să observați, logica ulterioară este foarte bună. Premiza însă este pusă câș. Și când premiza este pusă câș, orice construiești rațional după aceea are înclinația pe care o dă temelia. E strâmb. Să inaugurăm un stil de viață și o societate în sfârșit ecosustenabilă. Avem oportunitatea de a pregăti un viitor mai bun pentru toți. Din mâinile lui Dumnezeu am primit o grădină. Copiii noștri nu putem să le lăsăm un deșert. Și iată-l pe Dumnezeu amestecat cu Mama Pământ. Sunt două lucruri care nu se pot amesteca și sunt amestecate.
Vreau să vă întreb ce vedeți aici. Pachamama este numele pentru Mama Pământ în limba indigenă a indigenilor americani. Când Papa a semnat declarația de la Abu Dhabi, indigenii, religiile indigene din zona Amazonului au adus și ei zeii lor. Și veți vedea aici, în centru, veți vedea o femeie care este gestantă cu simbolul copilului în pântec. Aceea este Pachamama. A fost pusă acolo și în fața ei s-a ținut liturghia normală declarației de la Abu Dhabi. Dragii mei, dacă nu scăpăm de idolatrie și dacă avem în bisericile noastre idolii vechi, cu nume creștine, evident, Sfântul Petru, Sfântul Pavel, toți sfinții avem în biserică, ne va fi foarte ușor să acomodăm și religiile păgâne, care și ele sunt idolatre. Ce vreau să vă spun? Pe linia aceasta a iconografiei, a icoanelor, se va uni păgânismul cu creștinismul. Pe această linie. Cumva Satan ne-a orbit și până în momentul acesta am păstrat în bisericile noastre când icoane, când statui și așa mai departe, pentru o vreme în care el, Satan, a avut nevoie de ele, are nevoie de ele. Pentru ce? Pentru ca să poți pui lângă, să poți să pui lângă ele Pachamama și să nu facă nicio diferență. Deci, ce mare lucru dacă am aici 10 statui ale sfinților mei și mai pun una, sunt 11. Care e problema? Numărul nu mă interesează. Lumea creștină a fost intrigată de lucrul acesta, s-a scris pro-contra, dar lucrurile au fost făcute. Inclusivismul, ecumenismul religios de astăzi merge în direcția respectivă. Suntem responsabili? Textul din Apocalips spune, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, sunteți între cei ce prăpădesc pământul? Dumnezeu va face justiție acestei lumi. Dumnezeu va face dreptate, nu ființa umană. Dumnezeu va veni pentru a pune capăt acestei istorii. Dar înainte de toate, noi suntem în situația să inventăm Babelul pentru a doua oară. Vă întrebam la început, ce inscripție găsiți pe turnul acesta nou care se ridică? În jubileele de altă dată, oamenii erau chemați să facă pelerinaje din toată Europa, să ajungă la Roma, pentru că acolo să vadă splendoarea unei civilizații fără rival. Și uimiți de splendoarea turnului să se ducă acasă și să rămână fideli sau credincioși acelui turn. Roma. Astăzi, turnul reînvie. Întâlnirea respectivă de pe 4 octombrie a fost acolo. Documentul a fost semnat acolo. În camera respectivă, în sala respectivă, a pășit Papa Francisc, având alături de el pe Patriarhul de Constantinopol, Bartolomeo. Lumea religioasă e gata. Lumea religioasă este una. Lumea religioasă este pe punctul de a trece la treabă. Avem 10 ani de zile până în 2030, când va fi conferința pentru așa numitele scopuri sustenabile din 2030, avem 10 ani de zile să rezolvăm această problemă. Și lucrurile astea se va face repede și cu hotărâre.
Când ni s-a spus că după 2009, după COVID-19, noua normalitate va fi altfel, se avea în vedere această perspectivă. Perspectiva aceasta ecumenică, perspectiva aceasta nouă, perspectiva aceasta de refacere comunitară și globală a întregii lumi. Evident, lumea se sperie. Evident, lumea trăiește cu groază, întrebându-se ce va fi. Mesajele de un tip sau altul măresc această frică. Vreau să spun tuturor celor ce ne urmăresc, nu acesta este scopul acestei intervenții din dimineața aceasta. A vedea lucrurile cum sunt nu trebuie să conducă neapărat la teamă. A vedea lucrurile cum sunt trebuie să conducă neapărat la pocăință. La pocăință. Este vremea când Dumnezeu spune, fiți atenți că o luați greșit. Nu voi veți putea rezolva problemele acestei planete. Sunt mult mai profunde, sunt mult mai adânci. Eu le rezolv. Dumnezeu a făcut ca apele de adânc să vină la suprafață și să inunde toată planeta. Apoi Dumnezeu a făcut ca apele de la suprafață să intre în pământ și să apară deșerturile. Și apa să fie insuficientă. Vreți și alte exemple? Pot să fie o sumedenie. În momentul acesta, omenirea trebuie să învețe de ce a venit potopul. În momentul acesta, omenirea trebuie să învețe de ce a venit secetă pe vremea lui Ilie, timp de 3 ani și 6 luni. În momentul acesta, omenirea trebuie să învețe ce e cu noi și să ne conducă rezultatul acestei analize la o serioasă pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Frații mei, am vorbit despre lume, dar despre noi. Vă rog frumos, aș încheia cu apelul acesta. Nu neglijați cuvântul. Chiar și sub aspectul acelor cărți și acelui cuvânt care nu ne avantajează. Faceți ca fiecare cuvânt al lui Dumnezeu să devină viu pentru noi. Amin. Vă invit prin harul Domnului Iisus Hristos să ne rugăm și apoi să cântăm. Vă invit să ne ridicăm pentru consacrarea noastră. Părinte Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta să-ți spunem că se cutremură pământul. Lumea noastră este față în față cu soluții de nerezolvat pe care încearcă cu disperare să le soluționeze. Dar știm că soluțiile, rezultatul, sunt în mâna Ta. Îți mulțumim, Părinte, pentru cuvântul Tău, pentru apelul Tău la pocăință. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim întâi noi, să punem în viața noastră, în aplicare, cuvântul Tău. Apoi, să putem ca niște lumini în lume să ne adresăm celorlalți. Fă din noi sare a acestui pământ. Și ajută-ne ca să prezentăm lumii acesteia planul de salvare pe care Tu îl ai. Nu planul de salvare pe care lumea îl are fără Tine. Fă, Doamne, să înțelegem și noi și ceilalți că fără Tine orice mântuire este în zadar. Este o mare înșelare. În fața unei asemenea realități, adu în viața noastră supunere, sfințire, iubire pentru Tine, devotament pentru cauza Ta. Binecuvintează biserica Ta. Binecuvintează-ne pe fiecare. Ajută-ne, Doamne, să ne lipim tare de Tine. Amin.